a plecat în Naționala Îngerilor. O mare de oameni formată din rude, prieteni, coechipieri și foști antrenori l-a condus pe ultimul drum pe fotbalistul Marian Pârșă. La 23 de ani, Pârșă a fost răpus de cancer după o suferință îndelungată. Era considerat o mare speranță a fotbalului românesc, fiind comparat cu Ilie Dumitrescu datorită stilului de joc. Întreaga suflare l-a plâns odată cu cerul. Eu zic că într-o perioadă foarte scurtă, de un an de zile cât l-am prins la juniorii republicani în ultimul an de juniorat, l-am ajutat să devină un jucător și în primul rând datorită lui și calităților deosebite pe care le-a avut. În plus am ținut la el ca la un copil, un copil foarte ascultător și foarte dotat din punct de vedere fotbalistic. Ultimul club la care a evoluat Marian a fost Sheriff Tiraspol. La moldoveni a cunoscut extazul, dar și agonia. Era golgheterul echipei, însă la un control medical i-a fost descoperită necruțătoarea boală. Clubul moldovean a anunțat că va veni în aceste zile la familie pentru a dona o sumă de bani. Pentru Marian, cel mai important gol rămâne cel marcat împotriva Timișoarei lui Hagi, reușită ce a coincis cu eliminarea bănățenilor din sferturile Cupei României. Marian, Dumnezeu să te odihnească!